Femeia a obținut 10.000 de lei pe cele 12 bovine pe care a reușit să le fure de pe câmp. Aceasta își structurase foarte bine planul. A urmărit vitele, iar atunci când nu se afla nimeni în preajma acestora, a sunat un cumpărător și a făcut o ofertă de nerefuzat. Acesta a venit imediat cu o auto utilitară pentru a le încărca, iar după ce i-a oferit suma de bani cerută, bărbatul și-a văzut de drum. Polițiști din cadrul poliției orașului Turceni au reținut pentru 24 de ore și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă Alipe Jegorș, o femeie de 34 de ani din comuna Plopșoru, bănuită de săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Aceasta ar fi sustras de pe un izlaz din localitate mai multe vite pe care le-ar fi vândut contra sumei de 10.000 de lei unui localnic din comuna Peștișani. Polițiștii au reușit în cursul zilei de astăzi să recupereze întreg prejudiciul și să îl restituie părților vătămate. Pe numele femeii a fost întocmit dosar penal, iar aceasta urmează să dea socoteală pentru faptele comise. În prezent, femeia este cercetată sub control judiciar.